Echipa masculină de volei Steaua București se află în fața primului examen serios din acest sezon. Lider incontestabil în divizia A2 Est, formația pregătită de Liviu Ancea se va duela joi cu CS Știința Explorări Baia Mare în optimile cupei României, într-un joc găzduit de sala Mihai Viteazu din București. Formată 100% din jucătorii români, Steaua are gânduri mari pe termen scurt și mediu. Condusă din teren de capitanul Claudiu Florentin Dumitru, echipa din Ghence a pregătit în cele mai mici detalii duelul cu maramureșenii. De vreo două săptămâni am început să ne pregătim foarte intens, sunt antrenamente foarte dure și din ce în ce mai lungi. Îmi doresc foarte mult să câștigăm acest meci, deoarece este o echipă de divizia și vrem să vedem care este diferența între noi și ei. Prima formație din divizia A2, calificată în optimile cupei României la volei în ultimii 28 de ani, Steaua vrea să ajungă cât mai sus în această competiție, iar una dintre armele secrete pentru meciul de joi va fi trăgătorul de 2,05 m, Andrei Octavian Ana. Pentru mine personal înseamnă un meci important și pentru echipa mea la fel. Vă dați seama, ne antrenăm de mult timp și ne gândim și suntem toți pregătiți și o să dăm tot ce putem, sunt sigur de asta. Partida dintre Steaua București și CS Știința Explorări Baia Mare va avea loc joi 21 noiembrie în sala Mihai Viteazu din București de la ora 17:30 și va fi transmisă în direct pe canalul de YouTube Steaua TV. Este un mic decalaj de valoare între Liga 1 și Liga 2. Noi sperăm ca prin mobilizare și o bună organizare ca acest decalaj să dispară, să putem juca de la egal cu această formație Baia Mare, care de foarte mult timp este în prima ligă și este o abonată a fazelor superioare ale Cupei României. Vă așteptăm pe toți să ne susțineți, să fiți alături de noi, Forța Steaua!